Nu, am mai sunat și Poliția. acum, nu, am sunat și acum 45, la fel de gălăgios sunt, tot la fel, mie mi-este teamă să plec cu mașina înapoi, unde am treabă. Repet același lucru pe care vi l-am spus și mai devreme, colegii mei vor interveni atunci când vor termina activitățile pe care le desfășoară acum. Da. Eu le cred, dar eu... De atât nu vă putem ajuta. Eu vă cred, dar nu pot să aștept 2 ore după un echipaj. Nu avem încotro, doamna domnișoară. Există varianta să dureze jumătate de oră, există varianta să dureze 2, 3 sau 4 ore. Nu știu când vor termina. Eu vă înțeleg și dacă eu doresc acum să plec cu mașina și domnul cu numărul de matriculare, la fel mă va șicana și mă va accidenta în trafic. Eu vă recomand să stați în condiții de siguranță pentru dumneavoastră până când vor sosi colegii mei. Doamne, eu da, vă cred. Asta este recomandarea noastră. Nu avem cum. Vă înțeleg supărarea, și dar cât, nu avem și cât timp ar trebui să aștept ca să pot v-am pleca? Spus că habar nu am. Poate dura jumătate de oră, poate dura 1 oră, poate dura 2 minute sau poate dura 3 ore. Habar nu am. Doamne, să nu cred, domnișoară, să nu credeți că ei au treaba, altă treabă în afară de munca de poliție. Sunt la un caz unde cineva era amenințat cu un cuțit că va fi omorât, da? Adică trebuie toate echipajele. Acolo. Toate echipajele. Nu toate, doamnă, v-am dat exemplu doar de unul. Asta e legislația. La revedere.